Când eram copil de-o șchioapă, ia la 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 la. Păi data să mă hoacă, ia la 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 la. Sfet la stătie la doschit, ia la 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 la. Și cazan-o pregătit, ia la 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 la. Bună ziua! Părintele este aici? Vă rog frumos, opriți camera în incintă. Sunt și filmat acum. Dar e spațiu public, părinte. Nu este public. Public e afară. Nu, biserica e spațiu public, părinte. Nu facem. Dacă vreți, stați de vorbă cu mine, opriți camera. Stați un pic așa. Da, eu stau foarte. Stați? Băi, noi? Nu, nu. Opriți camera. Deci, părinte. Eu vă rog frumos. Părinte, stați. Stați, părinte, suntem la televiziunea Botoșani. Da. Așa. Care se numește cum? Așa. Tele-M. Tele-M. Așa. Și noi am venit aici pentru că ne-o chema mai multe persoane. Camera în jos. Da, dumneavoastră nu. Dumneavoastră cine sunteți? Eu sunt aici consilier în partea bisericii. Da? Și când veniți prezintă frumos. Da. Nu că da, sunt. Bună, eu suntem la televiziunea cu tare, așa se prezintă. Nu veniți în mod incorrect. Dumneavoastră să fiți sănătos dacă sunteți mulțumesc. Consilier la biserică, mulțumesc. Să păstoriți bine aici părinte, comunitatea și dumneavoastră că reprezentați părinte, comunitatea. Dar în mod și să o faceți, în spiritul creștinesc. Dar bineînțeles. Și nu ridicați castonul la mine, pentru că noi reprezentăm știu, societatea civilă și ne facem dar, datoria. În primul iar rând, dumneavoastră, acum suntem la biserică și dar. Dialogăm cu părintele. Așa, liniștiți-i pe oameni, dați-vă lângă mine. De afară, preotul! Ei, nenea! Ei! Bun! Arătați actele, avem nevoie de preot, avem nevoie de dântăt. Dar cine vă lua preot? Bantitul ăsta s-a certat cu toată lumea. Da? Dar cine vă lua preot? Cine aici? Eu am nevoie de preot. Am și bune, la biserica așa, o făcut biserica plășitarul? Nu nimic. Noi avem nevoie de preot, da? Dar cine vi l-a luat, doamnă? E bun, rău, nu, e care. Dar cine vi l-a luat? Da, și ai venit aici cu televiziunea. Noi suntem și mai rău pe noi, te-a dus plășitarul, nu? El e cu poliția, el e cu tati, dar și el e taie și spânzură. Vorbim civilizat, vorbim legal, vorbim... Da. Hai vă rog, prezentați-vă. Eu îmi spune Prisacaru Gică. Da, domnul Prisacaru, hai spune și dumneavoastră. Ce să vă spun? Trebuie dumneavoastră când ați venit, trebuie să vă prezentați. La părinte trebuia să ne prezentăm, nu la dumneavoastră. Dar da, la noi, dacă suntem... Nu. Părintele conduce biserica. Auziți? Este o panacedă și când este panacedă... Da. Bună ziua! Sunt familia Batavu din Buhășeni și nu știu cu ce ocazie ați venit în biserica Buhășeni. Vreți să vă prezentați puțin? Noi avem dreptul să intrăm în biserică pentru că biserica e instituție publică a statului. Creștin, da, bine. Știți ceva? Dacă ați venit cu intenții rele spre părintele nostru, știți că greșiți foarte tare. Dacă noi veneam cu intenții rele, nu veneam la părinte. Nu veneam la părinte. Rotundu, am înțeles că Rotundu vă spune, da? Corect. Să știți că de 20 ceva de ani sunt venit în satul Buhășeni de la Dorohoi. Mi-a botezat primul copil de când s-a venit în satul ăsta. Da. Dacă cineva are, eu am zis și copii crescut și unul mormântat de dumnealui. Da. Și plâng lacrimile astea, nu cur degeaba, să știți. Dacă cineva are intenții rele cu tine, domnul părinte, să știți că greșește amarnic. Puneți la oameni să vă lați, vorbiți tot. Hai, lasă un pic ca să vorbesc și eu. Deci, părinte, da, așa se întâmplă fiecare comunitate. Oamenii mai sunt și cu gânduri bune și cu gânduri rele. Da, da. Pe dumneavoastră v-au reclamat o serie de cetățeni de aici, printre care și domnul... Poate unul singur, nu o serie. Da, mă lăsați să vorbesc? Cu toți. Deci, părinte, oamenii au reclamat în frunte cu domnul Plăcintaru. Ce au așa, reclamat? Au reclamat că dumneavoastră nu ține slujbe în întregime la biserică, că aveți probleme de comportament în sensul că aveți o drăguță pe la păsăteni, că ați fost încurcat cu o fetiță de pe la liceu vreme de o noapte întreagă, dar că nu i s-a întâmplat nimic. Ascultați-mă un lucru. Deci, noi am venit da. Să noi am venit da, să vă spunem bine. Ce spun bine. Ei și dumneavoastră să spuneți bun. Partea dumneavoastră. Bun. Partea mea, nu? Corect. Partea mea. Eu sunt de 13 ani din parohia asta.
Din 2000 mi s-a spus. Nu, din 99 mi s-a spus greșit. Da. Că doar toate informații sunt eronate. Și că sunteți ardelean. E problema mea, ce? Nu, dar e corect. Dar este problema dumneavoastră că sunt eu de la Cluj? Din potrivă, eu estimez pe ardeleni. Eu sunt din Gherla, da. Și care e problema? Păi nu, v-am întrebat dacă sunteți ardelean. Nu, nu cred. Așa, bun. În primul și în primul rând. Și am să vă rog, pentru că eu am să vorbesc cu Adi ca să dumneavoastră nu tăiați la montaj. Ce Adi fiind cine? Știți mai bine cine-i. Nu știu, nu, pe bune. Sunteți de la Telem, nu? Corect. Bine. În fine, nu contează asta. În alt ordine de idei. Deci, eu slujba mi-o fac la ore exactă. Dar la ora asta de cine ați găsit? Da, păi să-mi terminam la ora 9, nu, eram acasă deja. De ce ne-ați găsit aici? La ora exactă. Deci, afirmații nefondate și această persoană care mă denigrează, care mi-a băgat tatăl în spital. Spuneți-i numele la persoană. Plăcintarul Ioan, au spus corect, oameni. Corect. Mă denigrează, nu știu din ce motive, că nu i-am făcut nimic, dar în fine, are el probleme. Dar de la ce-o pornit dușmânia? Părinte, de la ce-o pornit dușmânia împotriva dumneavoastră? De la nimic. I-ați făcut ceva? Absolut, nu și-au avut servicii cu mine, nu i-am cerut bani, nu i-am făcut. Ce, Doamne, iartă-mă, dacă n-am avut treabă? Ce? Nu înțeleg atâta haos, atâta scandal. Da, credeți că răutatea asta ascunde ceva în spate? Da. Și cam ce ar putea ascunde? Ascunde răutatea din sufletul omului. Bun, asta e limpede, e clar, părinte. Păi asta-i, că el cu asta îi hrănește. Cu răutate. Întrebați pe persoane care mai sunt aici de față, ce părere au despre acest individ? Întrebați-i, nu spun eu, întrebați-i pe ei. Dumneavoastră, ați fost anunțat oficial că de la Mitropolie vine marți o persoană aici? Da, da. Și Enoriașul i-ați anunțat să vină, să fie prezent? Enoriașul a anunțat între ei și o să vină care, cum o să vrea, să spună pro sau contra, nu e nicio problemă. Deci, dumneavoastră nu aveți niciun fel de teamă că cei care vor veni de la Mitropolie nu vor stabili dreptatea? Nu, sau... Băi, nu am teamă pentru că sunt nevinovat. Și atunci, când ești nevinovat, pentru ce să fie teamă? Să-mi fie teamă de ce? De ceva care nu există? Vreau să știu dacă în calitate de preot aveți cumva și ore de religie la școală. Nu, de 2 ani nu mai predau. A, deci... Primăria noastră nu mai are 2 milioane cât îmi dădea mie pe lună și nu mai au bani să... 2 milioane nu erau sumă. Ei, pentru primărie văd că era. Este ora 12 și fără 5. Da, bun. Când noi facem câteodată economii cam pe unde nu trebuie. Uitați cum stau lucrurile. Acum, lăsând deoparte, când m-am enervat puțin la început... Nu, nicio problemă, părinți. Suntem obișnuiți, oameni suntem și unii și alții. Știți cum este? Trebuie, până la urmă, să privim totul cu ochi buni, nu cu răutate. Iar de multe ori, aici e greșeala, mass media acuză. Nu, noi n-am acuzat, părinți, noi am venit tocmai la dumneavoastră în ideea faptului ca să aveți posibilitatea să vă apărați, să spuneți cinstit de față cu oamenii ceea ce credeți dumneavoastră că reprezintă realitatea. Pentru că v-am spus, oamenii sunt oameni, unii cu păcate, mai multe cu păcate, mai puține, cu răutate, cu bunătate. Sigur. Ei, ce să facem? Nu putem fi toți la fel. Cum copaci într-o pădure nu sunt toți de aceeași înălțime, nici oameni nu sunt tot de aceeași factură. Domnul Rotundu, dumneavoastră reprezentați o televiziune. Eu nu, din păcate, nu recepționez acest post de televiziune. Dar sunt curios să văd ce o să apară pe post.
Părinte, tot ceea ce am filmat noi apare pe post. Se numește emisiunea Lumea lui Rotundu, este o emisiune veche de 3 ani de zile, da, care prezintă fel de fel de aspecte din viața culturală, economică, socială, politică, religioasă. Ne ocupăm de toate problemele acolo unde sunt dureri omenești. Că sunt dureri generate de fapte bune sau de fapte rele, judică cei care se uită și văd ceea ce filmăm. Fiecare și-a spus păsul lui. Ei, noi am ascultat toate aceste păsuri și am venit la dumneavoastră. Păi, domnul... Rugămintila mata, părintele Isa, care este acum, i-a dat haine, mâncare, i-a dat bani, care ne-a dat și mie. Am și buni, fața la cameră, am fața și la buni, am și răi. Ce da, aveți bun și ce aveți rău? Copii. Ei, fii sănătoși. Așa. Dar eu, în fapt, trebuie să spele omul care îi dă buleandra să o facă și curat? Nu e așa? Așa este. Nu. De ce să duci? Părintele este aici. Dacă eu, când sunt vădăoi, treaba mea, e viața mea. Tu și cauți la preot singur, ca parte bărbătească? Nu-l condamn pe părintele, nu se-mi bată, dar asta e dreptatea. Nu, stați. Dar s-o dat pe internet. Stați un pic așa. Și s-o dat pe internet și nu a dat adevărul. Ce s-o dat pe internet? Prăzii, părintele B, părintele curvar, părintele cutare. Care-i pervers? Dar pe care internet s-o dat, că nu știu. Cine are internet? Bun. Așa. Tot dumneavoastră ați dat și pe internet niște polstiști, niște porcării. Care e dumneavoastră? Telemu? Și Telemu și monitor. Nu, Telemu. Dar nu avem treabă cu monitorul. Telemu n-a dat nimic. A dat monitor atunci. Ce-a dat monitorul nu ne interesează, pe noi nu-i problema noastră. Prezentarul are carnet nebun. Dar are de sănătos. Coala de șoc. El a fost în viața lui la biserică să pui o lumânare la biserică. El e nebun, are și ceva cu capul. Stimați telespectatori, îmi pare rău, reportajul nostru trebuie să oprească aici pentru că timpul fiind limitat, nu putem depăși. Vă spun la revedere și urmează ca marți să hotărască comunitatea cine are sau cine nu are dreptate. La revedere. Nu am știut că dacă știa, o venire. De ce n-ați venit prima dată la noi aici la biserică? Sfeclișoare din văioagă, ia la 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 la. Nu ni leși cu mintea întreagă, ia la 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 la. Sfeclișoare de pe dâmb, ia la 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 la. Omul-i drept și tu-l faci strâmb, ia la 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 la. Samahoancă știi tu bine, ia la 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 la. Mult învățăm de la tine, ia la 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 la. Cum să vorbim în silabi, ia la 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 la. Și mersul în patru labi, ia la 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 la.